zbor deasupra unui cuib de căuci. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Cu căuci Mirel Bran și Cristian Nicolae. Bine, vă găsim la această nouă emisiune, zbor deasupra unui cui de căuci. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vom descoperi surprizele meseriei de căuci. Alături de mine se află colegul meu, Cristian Nicolae, cauci ca și mine, și un invitat cu totul special pentru această ediție, Florin Romașcu. Îl cunoașteți cu siguranță, l-ați văzut în trupa sistem, băieții aceia care băteau un tobe în butoaie și în tocele șancale. Florin a plecat în Africa, unde a învățat ritmurile locale cu magia lor, apoi a mers în Egipt ca să simtă bătaia arabă. A urmat India și Japonia, după care întoarcerea în România. Astăzi, Florin Romașcu face coaching cu tobe. Adică bateți cu el la tobe și vă spune cine sunteți. Nu ce credeți că sunteți, vă spune cine sunteți în ce aveți mai adânc. Și încă ceva, Florin a adus cu el și o tobă. Se află aici în studioul RFI România și în următoarea jumătate de oră, cu siguranță, va da în ea. Florin, bine ai venit la această nouă emisiune, Zbor deasupra unui cuib de căuci. Apropo, cum ți se pare acest titlu, Zbor deasupra unui cuib de căuci? Bine Unii spun că suntem nebuni. Bine te-am găsit. Uh pe filmul acela zbor deasupra asupra unui cuib de cuci, era, era cu niște nebuni puțin, dar cred că oamenii care încearcă să facă ceva care este din normal pot fi catalogați drept nebuni de către cei care consideră că normal este lucrurile să meargă într-un anumit fel, până când descoperă că normalitatea poate să fie și alta și atunci nebunia se transformă ușor în normalitate, ceea ce ne dorim cu toții ca lucrurile astea nebune între ghilimele, da. între ghilimele, da. să devină normalitate, adică să se cunoască mai bine fiecare pe sine, pentru că astfel să se înțeleagă și mai bine și să-și găsească și mai bine locul în viața asta și în lumea asta. Așadar, dragi ascultători, haideți să ne permitem toți să fim puțin nebuni o jumătate de oră cât va dura această emisiune. Eu, Florin, eu văd această disciplina a coachingului ca pe un cadru foarte larg în care poți spune ce instrument vrei ca să produci o schimbare în viața omului sau, mă rog, în viața unei companii. Se face coaching vorbind cu clientul față către față. Eu fac, de pildă, coaching prin scris și sunt eu însumi uluit de, de, efectele acestei tehnici. Dar dumneavoastră, Florin Romașcu, ați ales Toba. Cum poți face coaching cu Tobe? Eu n-am ales neapărat să fac coaching cu Tobe. Practic, cred, cred că este altceva. Dacă faci... Acum o să fiu un pic lipsit de modestie. Dacă faci foarte bine ceea ce faci, și cred că și tu faci foarte bine ceea ce faci, sunt convins de lucrul ăsta, Uh, ai ocazia să descoperi niște lucruri pe care în mod normal nu le-ai vedea. Dar asta înseamnă să te implici foarte mult în treaba ta, să te dedici foarte mult lucrului pe care îl faci și atunci spargi niște bariere. <coughs> Depășim barierele acestea, uh, vezi altfel lucrurile, ai niște orizonturi noi. Și atunci de aici se nasc aceste capacități, să zicem bine, probabil că nu mă probabil, ci sigur trebuie să ai și o abilitate înnăscută, se nasc aceste ab abilități de coaching, cum le denumim. Astăzi, și anume, poți să le vorbești oamenilor despre oameni fără să-i cunoști folosind ceea ce tu faci foarte bine. Prin natura, prin natura muncii tale. Tu descoperi cum funcționează ceva, cât de bine postul și cât mai bine postul, după care îl pui unui alt om să-l descopere, să-l ia de la zero. Și tu îți dai seama, privind deja de dincolo de orizontul ăla, pe unde o ia omola ca să descopere cât mai bine ceva ce tu deja știi foarte bine. Și îți dai seama dacă greșește pe undeva sau dacă abordează cu timiditate exagerată sau cu violență exagerată, uh, descoperirea cea nouă. Îți dai seama foarte ușor, pentru că tu deja ai făcut drumul la de sute de milioane de ori prin studiu propriu. Și cum reacționează în general oamenii cu care lucrați la metoda asta? Total inedită. Uh, depinde. Uh, acum, în perioada asta, sunt uimit să văd foarte multe doamne și domnișoare extraordinar de implicate în, în percuție, în tobe. E ceva de nedescris. Toate femeile își doresc să bată la tobe, să simtă ritmul, să se implice. Foarte multe. Mai puțin bărbați. Mult mai puțin. Deci, uh, nu, comparativ așa vorbind. Uh, și fiecare, bineînțeles, reacționează după uh, anumite lucruri interioare. Pentru că este pus în fața unui lucru nou, cum ziceam. Din marea majoritate nouă legătură cu o tobă africană și dintr-o dată se găsește de, cum să, descoperit de orice fel de măști, de marea majoritate a măștilor. Pentru că el este atât de concentrat pe ceea ce are de făcut acolo, încât nu mai are timp să se ocupe de măști. Noi ne ocupăm de măștile noastre în fiecare zi, masca cu familia, masca cu șeful, masca cu societatea, masca cu masca, cu... știm lecția măștilor. Dar din momentul ăsta, nu mai avem timp, adică atenția noastră distributivă nu poate să facă față atât de mult, pentru că sunt atât de mult stimul la toba asta și atât de lejeri și atât de naturali, încât te dezarmează. Iar tu nu-ți dai seama cât te dezarmează. Deci cumva faptul că le orientați direcția către toba, în relația cu toba, pur și simplu uităm de da, măștile pe care le prezentăm. Uităm de măștile pe și suntem cât de cât naturali. Cât, cât -o se anumite, poate. exact, în o anumite, ne permitem să fim mai naturali. Și asta se întâmplă prin multe metode de coaching. Eu nu mă consider un coach, sincer. Eu, asta este părerea mea despre mine, sunt un percuționist și un om care își dorește să facă cât mai bine treaba asta și în raportul cu oamenii care vin și, și lucrează cu mine. Dorința mea este să ies un lucru cât mai bun din interacțiunea, că într-adevăr se transformă într-un coaching, aia e altceva, dar nu îmi drăznesc să mi spun eu chestia asta. Eu, din așa cum vă cunosc, că pot îndrăzi să spun că faceți, vreți, nu vreți, și coaching. Din propria mea experiență, am constatat că oamenii care vin la atelierul meu de scris vin, evident, să învețe să scrie. Uh -huh. Ce ori vrei să scrie? La sfârșitul atelierului, știu să scrie. Uh -huh. Dar pentru mine, ăsta e un bonus pentru ei, pentru că ce lucru cel mai interesant pe care îl trăiesc în acest atelier este descoperirea. Uh, uh, altfel a propriilor persoane, da? În uh -huh. Tobe, cred că faceți la fel. Adică, ok, oamenii care vin să bată la Tobe cu dumneavoastră după un anumit număr de ore vor și să bată. Uh, Destul de bine la Tobe, dar cred că ăsta e un bonus pentru că ei trec printr-un proces în care se transformă. Absolut. Și aici am intrat deja pe termenul coachingului. De aia mi se pare o meserie extraordinară, pentru că e foarte generoasă. Oricine poate veni cu ce are mai bun în el în, în această meserie. La urmă, este artă. Marea majoritate a formelor de coaching se bazează pe artă, pe un anumit tip de artă, sau dar cel mult o ramură a unei arte, o ramură secundară. Iar arta are capacitatea asta pe care vechii greci o denumeau catarsis, adică purificarea omului. Așa că, da, într-adevăr știu să bată niște rimuri și unii chiar vin cu un talent pentru ceva ce nu știau că îl au și știu să bată niște lucruri extraordinare, într-un timp foarte scurt. Dar totul depinde, ca în orice lucru din viață, de implicarea personală a fiecăruia. Pentru că eu sunt acolo să le ofer tot de ceea ce sunt capabil, rezultatul câștigului lor ține numai de ei. Ca în orice lucru din viața noastră. De fapt, este atât de simplu pentru că orice coach ar -er crede că cred este asta. Nu face ceva direct, doar indirect. Munca directă este de la fiecare participant. De fapt, rezultatul îi aparține și meritele. Este până la urmă Cristian Nicolae una din regulile meseriei de coach. Chiar mm -hmm. despre asta e vorba. Deschizi un cadru, clientul lucrează cu materialul lui, cu aspectele pe care vrea să le depășească. Mm -hmm. Și, într-adevăr, totul este natural. Căuciul nu l învață nimic. El învață din propriile capacități, capacități regăsiri, introspecții și așa mai departe. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Florina, ți-a dus cu dumneavoastră o tobă. Probabil că nu plecați nicăieri fără Toba, Când ați sosit cu ea în studioul nostru, avem impresia că vă crește din număr. Vă rugăm să băteți puțin și să ne dezvăluiți și nou ce Poi, vă spune. Am adus-o azi special aici. Nu tot timpul merg cu Toba, dar să știți că așa mă trezesc uneori bătând în mașină, în masă, în scaune, în pahare în disperarea celor din jurul meu <laughs> și a soției care la un moment dat... Bine, soția e foarte liniștită și calmă cu lucrurile astea, ea înțelege pasiunea mea pentru percuție și pentru artă, ea fiind medic și uh, îmi dau seama că are așa o capacitate supranaturală de a mă suporta, ea este coaching, ea este coachul meu, Fiecare cu coach da, da, lui. da, eu acolo mă regăsesc și mă deschid într-o nouă transformare. Așa că am adus o toba azi, de obicei bat în orice, de -aia, am zis să zic. Haideți să batem puțin în toba, dragi ascultători, e acum Florin Romașcu. A, o precizare. E un Bocrabo, o rudă a faimosului Jembe din Africa. E o tubă destul de mare, așa pentru că ascultătorii care nu văd, suntem la radio, o ține între picioare, are în jur de 80 de centimetri înălțime și pare foarte solidă. Oh, da. ne aflăm în studioul RFI România, alături de noi pe Florin Romaș omul cu tobele care face căucin cu tobe, care vă transformă cu tobele. Florin, ce ne-ați povestit acum bătând în această superbă tobă? Am luat ușor câteva lovituri așa de încălzire, atât pentru mână cât și pentru microfon. <laughs> și după aceea, cred că principalul lucru pe care îl transmite cultura africană, este bucurie. Este bucurie, paradoxal, pentru că nu au mare lucru pentru ce se bucure într-o țară lipsită, privată, de multe uh, lucruri naturale pe care noi le avem azi natural. Mă refer chiar la apă. Da, la noi de au gaură în pământ scoate apă, dar da, acolo, am, nu am acolo. uitat, de, uităm de multe da, ori că da. sunt locuri în lume în care așa ceva nu există. Și din ce în ce mai multe în ultima vreme. Dar asta transmite bucuria vieții? pentru că oamenii ăștia nu prea, nu prea, au timp să, să fie triști. După ce au atât de multe probleme și atât de multe lipsuri, dacă mai sunt și triști, intri într-o depresie din care nu vei rezista atât ca nație cât și ca rasă. Și atunci, cred că natural, interior, au această trăire de bucurie pentru puținul pe care îl au, pentru familia lor, pentru tribu sau societatea din care provin. Eu am fost acolo, așa cum ai spus, și mi-am cunoscut, cu foarte puțin pe zi pentru mâncare, cu foarte puțin pe zi pentru trăit, s-au bucurat și se bucurau alături de mine ca și când n-ar fi fost niciun fel de problemă. Deja, deja celebra uh, zicală Hakuna Matata, adică fără niciun fel de grijă, a făcut în conjurul lumii prin uh, filmul Lion King, Hakuna Matata, să nu ai niciun fel de grijă, niciun fel de problemă, sunt foarte eliberați, iar Toba, atât natural uh, din ceea ce este a făcută ca, ca materiale, Pielea de animal, lemnul respectiv, cât și ca sunete, dovedite științifică au anumite vibrații benefice pentru organism, to asta susține și mai mult fericirea lor pentru, pentru, pentru viață, pentru darul vieții. De fapt, asta cred că încerc să-mi transmit: un pic de atenție că suntem bine, suntem în viață, ne bucurăm de multe privilegii pe care mulți oameni nu le au, și dacă nu avem mai multe decât ne-am ne fi dorit. Să încercăm să ne bucurăm de astea pe care le avem și ușor, ușor vom, vom trăi mai bine. Cumva sunetul are o rezonanță foarte deosebită când te pătrundezi. Două senzații care de... Exaltare. Așa exaltare, așa. da. Corect, e, corect. e ceva acolo în, în sunet. Este și am zis, așa cum am zis, a fost măsurat uh, cu aparate și dovedit că frecvența basului, frecvența tonului au direct impact asupra organismului, asupra apei din organismul nostru, impact benefic Meloterapeutic Interesant, pentru că se pare că 60-70% din corpul nostru este apă Și Chiar dacă mai mult, dai da. în tobă și acea vibrație Se duce se în apa la... din noi Exact, și e și, e și benefică acela. E și bun Ați da. bătut la tobe prin multe colțuri Ale lumii și ați văzut și mai multe În vârstei. de fapt câți, câți ani aveți? 35 Aș zice, în da, aici, în ciuda vârstei de 35 de ani Sunteți foarte tânăr Aveți toată viața înainte Dar ați ales să vă întoarceți în România Ce v-a atras înapoi? Niciodată nu am plecat din România Cum să zic Mai mult de o lună, jumate, două -am, Nu m-a interesat Nu mă interesează să plec Mi-a plăcut să cunosc și alte culturi Să mi îmbogățesc cu orizontul Și după aceea să încerc să le aduc aici Și să le pun în practică aici mă simt legat, cum să zic, invizibil de pământul ăsta, de țara asta și nu cred că mi-aș găsi liniște în altă parte. Dar Prob cumva, cumva cum vreau și să îmbogăți să transferați toată, toată bucuria asta adusă de pe Japonia, Africa... De la Dumnezeu. E un dar de la Dumnezeu să ai capacități, anumite capacități. Și cred că într-o într lume atât de colorată avem nevoie de toate darurile pe care le are fiecare dintre noi. Toate culorile. Da, de toate culorile. Adică eu am darul de a face lucrul ăsta, iar altul are darul de a mătura foarte bine strada. Fără el aș muri într-un gunoi fantastic. Iar alții fără mine ar fi mai triști, fără la care îmi face mâncarea sau pâinea n-aș fi la fel de fericit că n-am o pâine bună și așa mai departe. De toate darurile avem nevoie și niciunul nu e mai important ca celălalt. E doar diversificat și în sensul și locului potrivit. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Îmi permite să vă pun o întrebare prosească, dar mă tot frământă. Până la urmă, ce poate învăța un om de la, de la o tobă? Și mă gândesc că invers se poate, adică poate toba să învețe ceva de la om, ce se întâmplă cu ea când o lovești cu palmele și cu plânele? am văzut că ați dat, ca lumea e. Da. Anche G, Anche B. Asta ar fi denumirea oficială, oficială, denumirea tradițională. Anche G, Anche B. Dacă afară cele două uh, formule de Anche, rămâne G, B, adică G-B. Anche G, Anche B înseamnă toată lumea se adună, toată lumea vine în pace. Uh, asta, asta a fost Deci Ibea. asta înseamnă tobă. Asta înseamnă, ce, 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 asta înseamnă un tobă gem pentru da. A, de, ac înseamnă... de acolo vine gembe, Din din... din uh, Malinche, tribul Malinche, care l-a inventat. Se presupune, pentru că e un instrument vechi de câteva mii de ani înainte de Hristos. Deci, vorbim de o tradiție străveche deja. Toba te descarcă dacă ești supărat, furios. Te ajută descarci pentru că la un moment dat te vei opri după atâta furie acumulată. Până la urmă, vorbim de energie. Totul e energie în lumea asta, nu? Vorbim de energie, vorbim de un cumul de energie, de o anumită factură care are nevoie să se transforme în ceva. Nu poate să rămâne așa. Dacă o ții în tine, probabil că se va transforma în cancer după mulți ani de furie și după mulți ani de neajunsuri și frustrări. Da? Și atunci dacă o elimini sau o transformi, o, o, o aduci în o altă zonă, ai o viață mai liniștită, mai calmă, mai echilibrată. Toba te lasă să faci lucrul ăsta. Până la urmă, noi facem un schimb de energii continuu aici. Nu? Iar cea mai înaltă dintre energii fiind iubirea. Așa că dă-i, primești, dai ceea ce primești și primești ceea ce dai. Cred că ar trebui, primul rând, scuză-mă că fac o mică paranteză, cel mai important lucru să facem câte puțin pentru noi. Dacă fiecare s-ar ocupa un pic de fericirea personală și de binele lui, dar acela real, nu al ego acela de a evolua un pic, de a se metamorfoza spre ceva mai bun, de a se transforma, cu siguranță va fi mai bine și pentru toți ceilalți, fără să te implici în neapărat acțiuni umanitare. Nu trebuie să ai un sentiment că nu vrei să faci lucrurile alea de, de vinovăție, dar fi acțiunea ta, prin propria ta acțiune umanitară. Tot dumneavoastră o spuneți foarte, foarte frumos și a spus de vreo două tăi, să ne adunăm în pace. Da, da, să ne adunăm sună și cu noi. Senzațional, cum și... se pare că sună? să ne adunăm în pace, incredibil. Suntem niște visători și România are foarte mulți oameni capabili, are. Are foarte mulți oameni și vin alții și mai tineri. Uh, cred că vom învinge. <laughs> vom uh, izbăvi. Cum ne vom aduna în Vom pace. Izbândi, da, și vom în pace. Florin, vă pregătiți să lansați un nou album, un nou concept, o nouă muzică. Uh, proiectul se numește Cobzality. E pe bază de cobze? Pe bază de sentiment de cobze. <laughs> da. Uh, după sistem am luat o vacanță așa muzicală. Au fost 12 ani, 12? Da, 12 ani de butoaie și de percuție și de tinerețe înflăcărată și de bătut în chestii metalice pe care le îndoiam. Nu vreți să vedeți cum arătau niște butoaie de la noi, de la de 200 de litri. Dar ne-am maturizat, asta am înțeles, am înțeles eu. Fiecare are acum alt proiect muzical. Sistemul a rămas oarecum așa o, o semnătură pentru noi și cine știe, într-o zi, după ani de maturizare, ce alt sistem se va reînfiripa. Fiecare are acum al proiect, cum ziceam, iar eu și colegul meu, Robert, tot din sistem, am făcut Copzality, care înseamnă o combinație de muzică electronică de calitate. Deci, nu orice fel de muzică electronică asta care să spele creierul și să te pună într-un loop continuu de 4 pe 4 Da, de E un lucru foarte interesant, acolo e o psihologie muzicală. Ce se întâmplă de toată lumea e încântată de 4 pe 4 la house. Nu, ne-am dorit să adăugăm elemente electronice de muzică electronică la care am lucrat și s-a lucrat la albumul ăsta peste un an de zile. Iar cu 2 ani înainte, noi am mai avut niște schițe pe care le-am pus în practică, deci aș putea spune vreo trei ani. Un album care are influențe, cel mai important, are influențe de folclor străvechi. Am căutat în arhive, am căutat în baze de date vechi și în partituri vechi pe la bibliotecă și am încercat să aducem câteva piese, bine, sunt și piese, să le zicem, hituri din folclor, dar transpuse într-o zicală și într-o într manieră nouă. Am, am ascultat câteva piese din noua colecție Cobzality. Ați ales să vă inspirați din filonul muzicii tradiționale românești. Mm. dar haideți să clarificăm puțin ce, ce înseamnă filonul acesta al muzicii tradiționale românești. Pentru unii sună cam desuet, ceva în stilul acelei emisiuni de televiziune de pe vremuri cu viața satului, unde numai viața nu vedeai. Ce e de fapt acest filon al muzicii tradiționale românești? Este uh, rădăcina Rădăcina noastră, locul de, locul de unde ne tragem seva, de unde s-au născut și pornirile astea, să le zicem moderne, pornirile contemporane de exprimare artistică, de unde m-am născut și eu, și o legătură care a condus poporul ăsta de generații, de multe generații, pe un drum bun. Și nu cred că ar trebui să pierdem lucrul acesta doar pentru că suntem într o epocă modernă, da? Trebuie să trăim în ziua de astăzi. Dar să nu uităm de unde am plecat, pe ce ne bazăm, pe ce ne-am clădit, pentru că nu există etajul 13 fără celelalte etaje și cu siguranță fără fundație. De aceea trebuie să știm că suntem poate la etajul 13, dar să înțelegem unde e fundația, care ne e locul, nu că plutim așa într-un univers, nu știu, într-un eter. Asta este, asta este sensul tradițiilor și al folclorului. Să-ți dea identitatea pe care unele popoare nu o au. Da, Cristian Nicola, cred că e o temă interesantă, pentru că trăim într-o epocă a uniformizării, nu? Absolut. Te duci peste tot, vezi același magazin, același haine, același comportamente. Da. Cred că am zis ceva foarte interesant aici, Florin Romașcu. Identitatea este senzațională de păstrat și chiar mă, mă, întrebam, și eu sunt un mare iubitor al tradițiilor românești, am, am steagul României pe casă 365 de zile în 365, de deși toți vecinii probabil o spune că sunt nebuni. Sau american? Sau american. Mă, mă întrebam cum reușiți să scoateți cu toba și cobza, dar abia aștept să ascult, să scoateți atât de mult din filonul străvechi românesc, cum spunea. Precum ziceam, e o abordare modernă, o abordare actuală, în care sunt elemente. Din folclor, elemente din muzica electronică. Dau structura, probabil, și rest o îmbogățiți. Este o îmbogățire, da. Ah. O, sunt compoziții originale care au uh, ne inspirație și punct de inspirație folclorul. Dar e ceva foarte important aici de zis. Încercăm să transmitem tinerilor, pentru că asta se adesează tinerilor și nu numai, dar să zicem așa, 20, 30 și 40, deși, repet, Cred că e o muzică pentru toți acceptabilă, pentru că nu e, o, nu e o muzică foarte sofisticată. Cred că cel mai important lucru este să înțelegem că tradițiile nu înseamnă, cum să zic, numai observarea lor și cunoașterea lor, deși aceasta e prima etapă, dar înseamnă și implicarea ta în ele un pic. Înseamnă și implicarea ta în, în ele. Și asta înseamnă, printre altele, dau un exemplu aici, mămăliga. E o mâncare tradițională românească. A, e un lucru banal. Și iată cât de natural se face, cât de simplu se face și dovedit științific acum, cel mai bun aliment pentru inimă. Pentru sistemul circulator și pentru, și pentru, pentru inimă, mămăliga. Mâncarea aceasta simplă, mâncată de sute de ani, deja de mii de ani, de români. Până la urmă ne întoarcem la lucrurile simple ale vieții. Pansament pentru suflet, pansament pentru inimă. Mă -mă ne întoarcem la lucrurile simple, da, da? da? Acum mi amintesc că la începutul anilor 90 am trăit în Franța, mă mai întorceam de când în când în România și trebuie să recunosc că mi-era așa oarecum jenă când vedeam satele astea românești prăpădite cu case din paiantă și te întorceai în Franța unde aveai senzația că ești pe altă planetă. Dar că după 25 de ani, francezii și occidentali încep să-și facă ei case din paiantă și să redescopere lucrurile astea simple care aici încă mai sunt valabile. Ei și-au dat seama de ceea ce au pierdut atunci când au vândut tradiția. N-au vândut în totalitate pentru că au fost deștepți occidentali, întotdeauna au fost deștepți, să-și păstreze niște lucruri, să-și păstreze portițe, dar nu și-au mai păstrat legătura cu ele. Și acum își dau seama pentru că conștientizează unde se află, cât de seacă e viața asta modernă dacă nu o bogățești cu lucrurile care au substanță, care au sens și caracter. Și atunci încearcă să-și recâștige înapoi valori pe care le știu, le au acolo, și încearcă să le acceseze. E un proces greu pentru că trebuie reeducate generații multe care nu au mai luat legătură cu așa ceva. Noi suntem bine acum, zic eu, încă suntem bine, avem rude la țară, mulți din noi. Da, cât de cât mai avem legătura cu ce înseamnă lucrul ăsta. Să încercăm să nu-l pierdem. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae. Cristineu Nicolae, l-aș invita pe Florin România să ne dea și câteva da, informații practice despre ce vorbim aici, cu acest uh, nou album cu când se va lansa. În curând când îl putem asculta cu da. toții. În, cred că la sfârșitul acestei luni o să fie gata, gata și cu lansare undeva în luna viitoare. Deci, vorbim de această toamnă pentru lansarea oficială. Mulțumesc! Mult. Da, așa să fie. Iar pe partea de coaching, este o, ca și o pasiune, ca și o plăcere, ca. Un experiment continuu, pentru că nici o sesiune nu este la fel cu cealaltă și iar regulile se schimbă chiar pe loc. Așa că uh, face parte din frumusețea vieții că viața se schimbă și ea pe loc, iar coaching înseamnă cred, viață crudă așa, pură, reală. Cei care vă ascultă în acest moment și ar dori să vă contacteze și să lucreze cu dumneavoastră, unde vă pot găsi? Uh, da, uh, gembe.ro d j -m -b -e .ro, gembe, numele tobei africane. Deci Sau să pe facebook mai România. Jembe, adică D-J-E-M-B-E da, și acolo gembe. găsesc toate informațiile. Găsesc toate despre. informațiile Sau Florin Romașcu pe Google și se leagă imediat alte pagini. Um, Florin, ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să știu până la urmă de ce ați ales să faceți coaching cu tobe. Vă puteți imita doar la muzică, dar ați ales să veniți cu tobele pe tărâmul coaching-ului. De ce așa? Uh, -am, uh, sincer, Mirel, n-am ales lucrurile s-au uh, întâmplat într-un fel uh, sau altul. Am ajuns aici uh, dintr-o legătură în altă legătură, dintr-o observare în altă observare, dintr-un mirel care mi-a văzut și a zis, băi, tu faci coaching, ce e ai aia coaching? Frate? <răzări> Așa, și între uh, colaborări cu tot felul de oameni uh, speciali, precum uh, colaborarea noastră, și de acolo ușor-ușor uite se întâmplă alte lucruri știi din deschiderea asta de a mai experimenta ceva, de a mai înțelege pentru că la fiecare sesiune și la fiecare lucru și pe mine mă mai înțeleg din nou, într-o altă perspectivă alături de alt om care îmi pune altfel problemele da? e esență în coaching, e da. viață cum ați spus și da, e viață e și esență, viața da. se, se întâmplă viața exact. se întâmplă și asta înseamnă și toba, toba se întâmplă, ai dat o dată în ea ai produs sunetul nu poți să-l mai iei înapoi, l-ai dat prea tare, l-ai dat prea încet, l-ai dat timid, l-ai dat cu violență, l-ai dat cu frică, se văd lucrurile astea. Sunt ca niște gânduri dacă stau să mă da, gândesc, da, sunt da. frumos. Trebuie să de, oricum, orice acțiune pe care o facem e gândită, nu? Și atunci, în clipa în care dai într-o tobă, cam pot să-mi dau seama cam la ce te gândești în momentul respectiv și cam unde sunt niște barele. E cu un risc și cu o aproximare. Oricum răspunsul ți aparține și trebuie să ți aparțină răspunsul. Eu doar pot să dau niște afirmații mai mult sau mai puțin adevărate. O ultimă întrebare, o punem la toți invitații noștri. Ce sfat l-ați da celor care ne ascultă? Niciun sfat. <laughs> nu, n-aș putea să dau sfaturi. M-aș bucura, în schimb, m-aș bucura ca fiecare să... să ca și, și atât eu, cât și toți ceilalți care trăim în țara asta, să ne bucurăm din ce în ce mai mult de viață și m-aș bucura să aud că oamenii descoperă prin tot felul de activități de cunoaștere personală descoperă din nou viața, descoperă din nou iubirea, m-aș bucura ca oamenii să-l descopere din nou pe Dumnezeu, cât mai mult, mai ales oamenii moderni, să-l descopere pe Dumnezeu așa cum îl avem noi în credința noastră, m-aș bucura pentru că la un moment dat poți să te bucuri de multe lucruri din lumea asta, dar când vei face un pas în dreapta sau în stânga, într-o într zonă necunoscută și vei rămâne singur, privat de mulți prieteni și de mulți oameni, în sufletul tău trebuie să rămână legătura cu Dumnezeu. Cred că asta m-ar bucura cel mai mult. Florin, a mai rămas un minut din această emisiune, având în vedere că ați adus dragostea vieții dumneavoastră aici în studio, adică Toba. Haideți să profităm de timpul care ne-a mai rămas să ne mai spuneți o poveste cu această Toba. Bine. Ce gânduri ne transmiteți? Uh, hai mai încercăm un pic de bucurie. Așa. Ce frumoasă această tăcere la final, dragi ascultători, bucurați-vă, așa cum ne-a sugerat Florin Romașcu și cum ne-a povestit cu Toba. Florin, vă mulțumim că ați venit la RFI România și mulțumim și Tobei care ne-a spus povești. Dragi ascultători, l-ați ascultat pe Florin Romașcu, un căuci cu Tobe. Împreună cu Cristian Nicolae, vă aștept vinerea viitoare, de la 1 și jumătate la 2, să auzim de bine și opriți-vă puțin ca să aflați unde mergeți. Randevu despre învăț și dezvăț în dale vieții. Zbor deasupra unui cuib de coach cu Mirel Bran și Cristian Nicolae la RFI România.